Community. Wait, what the fuck ti manda da Itza? Nu cumva treaba de la Donovan acasă? Bă, dar nu cred. Trafiu aici, lângă SIA ei. Mituit Donovan. Atea pic, noi aici trebuie să mergem, fuck, noi aici trebuie să mergem, noi trebuie să mergem aici. Pentru că trebuie să luăm pe Frank Pagani. What the fuck, de ce mai dat aici? Adică, coaie, nici nu măcar mă culc aici, frate, nici măcar nu e un safe house. Bine, poate pentru voi e un safe house, pentru mine nu e un safe house deloc. Noi ce mai dat într-o zonă care am salvat eu. Ok, filmul tău, da, azi iar să la chet să la Vito. Vito pentru că dă bani mulți. Până ne bata prima abril, după aceea avem dat si la Cassandra si Burke. Dăm, cred că, pic, deci, dăm multe la Vito, multe, dar în timp sunt districte la ei. Adică, coaie, la cât districte dau la Vito, trebuie să-mi dea niște bănuți. E, pentru Vito putem face două favori, pentru Cassandra una și pentru Burke. După ce avem lumea asta, adică districtul ăsta două putem face. După aia la Cassandra dau una, mai dau după aceea una la Vito și după aceea cu Vito. Vine la tot după ce termin tot îi dau lui, cum se zice lui, Vito, multe district, multe rackets. De ce? Pentru că dă upgrade-uri, te face over fucking power. Adică tu nu te poate atinge nimeni cu upgrade-urile astea. Unul stă mai mulți bani. Uitați-vă câți bani am. Investesc în ce trebuie și cum zice, mă duc la business-urile care trebuie să investesc prima dată. Atestăm câteva secunde. Ah, oh, mi-a dat trofeul. Îl fac. Fac. Fuck. Hello, Donovan. Mr. Donovan. I don't know how you people live down here. It's hot. Humid. Most of the time, it smells like the goddamn river. Smells all right to me. You know what it is? It stinks of mud, wet, rotten mud. It's been buried down deep for way too fucking long. The Mekong Delta had the same goddamn stench. Hated it then. Hate it now. So, what'd you find out? Franco Pagani runs Tikva Harbor. Reports up to Tommy Marcano. And he has a ship called the Tanager, which he uses to smuggle shit in and out of the city. For the past 8 months, he's been making regular trips to Bermuda. What's in Bermuda? Not a goddamn thing. He's really been going to Cuba. Marcano used to run the mob casinos down in Havana. My assumption is that Frank has been taking whatever is salvageable from the old casinos and bringing it back up here. That's a lot of effort to reuse some old tables and slot machines. Gotta be something else going on. Yeah, unfortunately, we can't walk up to Frank and ask him. He's in Havana now and he isn't scheduled to be back anytime soon. We gotta force him to change his travel plans. Frank's businesses are centered around stolen cars and freight. Look for places that'll support that kind of activity. Once you start taking them down, he'll come home. All right.
I'll put a tap on the Coast Guard and let you know when the Tanager contacts them. Ok. Ați vrut să formiarți de-astea. Normal, autoteft. Adică un fel de Grand Theft Auto, să furăm masini, smuggling. Ate mai nerva față cum arată autoteft. Să ne încălțim puțin. Dacă fugina cu oaful ăla. Cu oast. Lutăm Frank Pagani. Ăsta e capul la Tommy Marcano. Adică după ce după ce îl omorâm pe tare blocăm asta. Dar ne pierdem tot mediu mai aici. Nice to meet you too, lady. Set it down. I don't mean anything by it. I'm Gina Kowalski. My old man and I used to boost cars with Jimmy before he decided to bring us and throw in with Marcano. I don't see your old man around. Died in the Sandler State around Easton. Oh. Sorry. He shouldn't have got caught. Junior's running cars out of the best old gas station around the way. Got some pros that come around with high-end rides. Hell, he even got a sideline bootlegging gasoline from the refinery. Where the cars gone? He sells some here. But knowing how many nice new rides gone missing lately, I'm guessing Junior's getting ready to run a bunch of shipment out of town. If he's got people out on the street, I'll get him to talk. Maybe even get word about the pros he's got working for him. See you around, Gina. Junior's boys don't scare easy, but you still need to get some of them to talk. Ok, 40 de mii. Mă îndoază câte pune din ce mai mult să distrugi. În Frisco Fields, cred că mai fac vreo 5 episoade, pentru că te pune mult să distrugi în Frisco Fields. Dacă dacă mă știu, cred că au 70 mii ceva de dolari trebuie să dai jos. What the shit was that? What the shift was that?
Oh yeah. Objective. Filmez. Tá de máfia de gangues. Ah, pensa, vou dar um devoção. Ok, deci, știu unde e zona, trebuie să dau peste ea. E la un fel de autoservice, dar trebuie să mor puțin. Fucking kids again. How's it going?
Huh? Nothing to see here. Take off. I'm gonna take off. I know where you went, asshole! Hai zis de autoservisul? Da. Pare că aici e autoservisul. Noi luăm un pic de afară. Nu cred că e Tananu ăsta. Nu are cine de tren. Atri. Stați-vă pe să văd unde e autoservisul. Ah!
Ok, deci știu că este aici. Dar înainte să omor, cum zice, ca să zică că e zonă? Picture. No, ain't worth it. Dacă am, dacă erau grupuri de mănânci mai mari, nu ce am sigur. Și că bea de la Vito, ia uite câți bani are Vito. Dacă îi dă multe districturi. Ba mă, câte, bă, câți bani are, deci îi dă mulți rackets. Că dă un kickback destul de bun. What the fuck?
Osama bin Laden, huh? Okay. Ooh. We did say perfect. Junior may be a paranoid junkie, but still, you goddamn. Now put this. Mana. Hamid ma Talia Maku. Talia. Da spolla un carattere di Lego City. Undercover, what the fuck, fai zin. Nu am putut abține. Ok, let's go! Dar nu-i dau ce strictură, acum a lovit-o fiind cu aița. Deci, aici este boss-ul. Nu-i dau, deci îi dau rockets, eu dau foarte mult la Vito, pentru că, uite, are păr cu mega bune, vine și bă, care câteva, adică dă speed-ul mai mare la vehicul, îți dă niște arme bune, totuși, tot la Vito vreau, pentru că dă bani mult și după aia nu mai prea trebuie să iau neapărat. Oh yes. You got that little speed freak Junior studied up out here. Didn't plan on doing any less. An old friend with an E out at the best dog. Say Junior come blowing through, making everybody's life a living hell. And he won't leave until he can get the business right. Never heard of Junior Holland being so dang motivated. When you have to kick up to Sal Marcano, that'll light a fire in the ass. That and all the speedies on. When you whip his ass, tell him he shouldn't have messed with Gina Kowalski. I'll catch you later, Gina. Junior's a dirty backstabbing piece of shit. Go get him. Yeah. That I'm not literally. I'll do. Sabor frigid. Ce am uitat Abdulla? Da, hai să nu-l arătă. Nu, au dus ăla că-i prea... Nu, mi-ar trebui să băculez jumate de gardă de ăla. Ok. Mamă, cât sunt frate. To ignore noise like that. Don't think Junior's been acting extra jumpy lately? With all the losses we've been suffering? Well, he's been at that speed again. He's got an ear to sound like that big colored motherfucker coming out of the wall. That's not the fool. Motherfucker. Non ha help me.
Snook! Medkit acolo. Un medicament. Am dat un bani dacă te glici ăla. Eu dăm lui Vito. Oda. Can you spare some of your crew to hold Tick Fall? Shit, don't worry, they're on their way. Oh yeah! Ok, fuh. Te rog să nu se întâmple glitch-ul ăla din nou, te rog. Odată să nu se întâmple. Become a priest. Every bad thing you experience, every trauma, they never leave you. Sure, you might forget about them for a while, but when the next one comes along, no matter how slight, it brings everything back. It reminds you of the weight you've been lugging around. I knew I couldn't carry all that on my own. Yes! Odată nu s-a întâmplat, odată, merci! Wait, what? Am apus să-l omor? No, 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 no. Nu până nu-l omor pe ăsta. Nu se poate să ceva. Nu, 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 nu. Hold your horses, I'll get to you. Take off your hands. Going straight to the bank. Let me I'm out of here.
Pablo Durante. Nu mergem acum la Frank Pagani, acum mai episodul, da? Ok, mai avem timp, facem câte amisiuni. Deci nu mergem în episodul de azi, la Frank Pagani, până nu terminăm ăla. În ultimul 4 minute mi-am misiunile, dați ea. Fac și smuggling să luăm bossul de acolo. Aba, ține-te, dacă fac setup-ul nu mai dăm niciodată sau nu mă pune iar să mă trec, ai știut acel. I think you've been waiting for me. Yeah. Pablo Duarte, you with the company? Not exactly. There gonna be a problem? If you can help keep money from going to those communist bastards in Cuba, then no. You with the Cuban Revolutionary Council? I made it through that disaster back in 61, ended up here. I still have connections though. It's how Frank Tagani's smuggling operation got on my radar. His man, Pops Holland, runs the freight yard. Does a lot of business with Havana. All that commie talk about common ownership is so much bullshit, it's sickening. Those hijos de puta only care about money. Since losing River Road, Pops has had to resort to airdrops. They move them around, so you'll have to find out where they're happening. I'm sure Pops' people will be more than happy to help me out. I'll be back, Pablo. The fuckers working for Pops Holland know what he's up to. You're gonna need to get at them. Am video Don Kicks. A, ce mai mișto că acum ați dă video un earn, un kick. Ei, what? Bă, Tickfa n-are... Tickfa Harbor n-are niciun... Nu, Wicca n-are, e un pic opzit. Aoleu! Aoleu, aoleu, dacă nu e în formă paița. Anderson.
cage. Smuggling racket. I want to know about it. The drop's coming into the marina. Pissed off motherfucker named Butterbean runs the show over there. You can thank me later. Run. Oh, un ultimo impedimento. Ok, mergem aici. Vede ce un informant. Din păcate. Care nici nu cred că poate să ne dea bani. Acolo va trebui bossul, da! Acolo e bossul, dăm să distrug totalul Vito ca să ne dea niște viață mai multă, deci părcuri bune are Vito. Că te un pic cu este, cum zice, uniforce rights. This is what happens if you live off.
the harbor. Get some guns on these assholes. Okay. Au revoir. Ah, mă, ce damage mi-am luat. Doesn't matter. Okay, let's continue our journey. As with him. Am reached for kickstart earn or nothing. Știu că bossii de obicei, dacă le dau la fiecare câte un dăla, o să-mi dea mai puțin bani. Nu! Coaie, pe bune! Pe bune, ce mă omoară aici? Yo, yeah, no.
cuando se pierde loca. Acá está. Ok, băi, stau, trebuie să dul pentru că ți-mi limita videoul lui. Cred că a făcut, trebuie să duce în la tare.